Salutare, și bine v-am găsit la primul episod din Crusader Kings 2. Și să ne uităm pe aici ce putem face. În primul rând trebuie să mă recăsătoresc. Aleg și o ambiție. Așa. Și să ne uităm cu cine putem să ne căsătorim. Sună interesant. Și este și aproape. Bun. Acum trebuie să mă pun pe treabă. Antrenăm trupele. Și să încercăm să facem rost de teritoriul ăsta. Ar fi interesant. Bun. Și cred că o să fim în siguranță momentan. Totul pare fi în regulă, da. Totul pare fi în regulă. Totuși, să mai scăpăm de un ținut. Ok, să mă mai uit pe aici puțin ce aș mai putea face. Stewardship este un talent important. Pe aici. Sună interesant. Și se pare că am murit. Se întâmplă. Iar acum vom juca cu alt personaj. Să vedem exact ce putem face. O să primească 2 secunde. Probabil brladul. Deși momentan nu prea pot să ofer mare lucru, va trebui să mai aștept puțin.
să invităm diversi oameni care să ne ajute. Și acum să sperăm că o să facem o treabă foarte bună. Super. Totuși. Mult mai bine. Și să ne asigurăm că îl ținem de partea noastră. Ok. Să sperăm că sora noastră nu o să aibă idei cu privire la teritoriul meu. Da. Aici la fel s-ar putea să fie o problemă. Și să vedem pe aici. Taxare feudală mică. Și acum chiar ar fi o idee să scăpăm de nevasta noastră. Nu prea o plac pe tipa asta. Plus că este catolică. Și chiar ar fi o idee să găsesc o altă nevastă. Două secunde. Ok, trebuie să văd exact ce și cum. Ok, va trebui să mai facem diverse lucruri. În principal va trebui să țin teritoriul sub control, pentru că asta s-ar putea să fie o problemă. Două secunde.
și să vedem ce putem să oferim. Sună bine. Totuși, teritoriul ăsta sună interesant. Să vedem cum ne putem pune bine cu ei. Și cum aș putea să fac diverse lucruri pe aici, încât să avem câteva avantaje. O să fie interesant. Super. Momentan nu pot face mare lucru. Totuși, va trebui să aștept. Pe aici se mai poate face ceva. Dar în același timp trebuie să îmi îmbunătățesc și relațiile diplomatice. Cred că asta ar fi o idee mai bună. Și după să mă ocup de celelalte chestii pe care mai trebuie să le fac. Ok. Putem organiza ceva. Super. Și 13. Într-adevăr, este ceva mai bun. Și culmea, putem face chestia asta. Bun. Planul este destul de ok. Să vedem exact ce se va întâmpla. Acum o să o asasinăm pe ducesă. Ducesa Maria de Valahia. Încă puțin și o să scăpăm de ea. Se pare că planul nu a funcționat, dar nici nu am fost prinși. Deci, tot ce mai este de făcut este să încercăm din nou. Nu suspectează absolut nimic, ceea ce este un lucru bun. Trebuie doar să așteptăm. Și plecăm la vânătoare. O să fie un lucru foarte interesant.
Super. Se pare că totul merge până acum destul de bine. Pe aici. Super. Bun. Și acum să mai vedem pe aici. Ok, sunt mulțumit cu ce am. Va trebui doar să așteptăm. I-am făcut cadou o pereche de cercei. N-o să mai dureze prea mult. O să-mi recuperez banii, ceea ce este bine. Și totuși, avere personală, văd că tot crește. Totul pare a fi în regulă. Bun. Și cam aici se încheie și episodul nostru. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, sper că v-a plăcut și ne revedem data viitoare cu un nou episod. Pa, pa!